cum sunteți voi, dar eu urăsc total zilele în care călătoresc și trebuie să conduc foarte mult, pentru că evident nu am ce să filmez, nu am când să filmez pentru că sunt la volan și da, drept dovadă, până acum am filmat doar timelapse-ul ăla din Cluj. Între timp am mai rezolvat câteva chestii în Cluj, am încercat să mănânc din nou cremșnit de la Euforia, dar ce să vezi, dimineața când am fost noi nu aveau. După care am plecat spre București, am mers pe Târgu Mureș, pentru că așa ne-a băgat Waze. A fost o alegere bună, aș zice eu, mai puțin faptul că atunci când ne apropiam de Brașov, se pare că a fost nu știu ce furtună și drumul pe DN1 a fost blocat. Drept urmare, am luat-o pe DN1A, un drum absolut superb pe care nu mai fisesem de mult. M-am jucat un pic de serpentine și acum suntem aproape de Ploiești și mergem spre casă. Nu știu să vă zic, e greu să faci vlogging, să și conduci, să și una alta, dar sunt zile de genul ăsta când chiar nu am ce să filmez și nu pot să filmez. Sper că le înțelegeți. În seara asta mergem la Lucian și la Ceriza să vedem episodul 2 din Game of Thrones, pe care l-am văzut deja la ora 4, dar o să-l mai vedem încă o dată și cu Gașca. Tot așa o să încerc să nu le dau spoilere și vedem ce se mai întâmplă în seara asta. N-am apucat să editez vlogul de ieri, mă rog, complicăciune. Dar asta este. This is the life of Panduțu. Rămân, hai că mai avem un pic și ajungem în București. Pa! Ce avem aici? Bună seara! Uite-te ce ai acolo! Mă așteptam să fie un CD-ROM. Ii uite! Mă, frate, cât e nerd ăștia. Ăștia n-au auzit și ei de unitate de aia mică, slim, de laptop. Pune-o aici asta. Asta tu știi de când. Și aici pentru voi. Și aici pentru noi. Ceriza! Da. Mă rog, asta nu. Am primit și eu de ăla. N-am o chance. Hai... Și... Să vă beți bere. Got beer? Ce drăguț! Dar e goală! Da, eu am făcut-o. E goală, puci? Da, ne-am adunat astăzi la Lucian și la Ceriza acasă să ne uităm la Game of Thrones, pe care noi l-am văzut deja. Deci fiți atenți ce se întâmplă. Îi poți să pleci, pa! Ți-aș arăta un semn obscen. Da, se uită copii mici, nu? Exact. Da, nu știu cum a spus, trebuie să spun, este ora 9. Fără să vă uită. Am dormit până 8 dimineața frumos, am dus la muncă, la muncă am muncit. Am fost până la serviciu cu mașina, am mers acasă, am băut o bere și abia acum. M-am culcat la 1, m-am trezit la 4, am văzut serial, m-am culcat la 5, m-am trezit la 9, am plecat la 12 din Cluj, am ajuns la 8 în București. Cât să fie? Hai să ne uităm la serial. Gata și episodul 2 din Game of Thrones. Cum a fost, Lucian? Am văzut sânge. În sfârșit, mult sânge. Nuditate! Ăla micu ce-a făcut, mă, bun. Ăla micu i-a dat sfaturi bune lui Daenerys acolo. E de bine. Da. Unde-i următorul? Să vină următorul. Săptămâna viitoare. Blue? Awesome! Ceriz, mă, ce... Ceriz, acum a fost ce... Asta e că asta e pe tron. No. Would you like to conquer the Iron Throne? Cum a fost pe tron? Mai bun ca filmul tron. Mai uite cum. Da, iar n-am încheiat episodul când trebuia, pentru că seara am ajuns acasă când voiam să și închei vlogul, însă am adormit în timp ce mă uitam la analiza episodului făcută de încă ceva, pe care o să vă las în descriere, este foarte mișto făcută și, mă rog, trebuie să mă uit la ultima parte, că v-am zis că m-a dormit și nu mai țin minte exact ce s-a vorbit acolo. Mișto episodul din Game of Thrones, sper că vă uitați și voi la Game of Thrones, mă uit doar eu și că au și un sens pentru voi episoadele astea, dar, din nou, este pandelie despre lucrurile pe care le fac eu și asta fac eu, asta vă prezint. Da, din păcate sunt și zile de-astea în care conduc foarte mult și nu filmez prea mult și drept dovadă nici nu am conținut, dar, da,
se contrabalansează cu episoadele în care sunt pe la festivaluri și am conținut gârlă, pe care sper că le și urmăriți. Da, bun, cam atât. Acestea din fise, ne vedem mâine. Pa! Un pic ce se pregătește? Aaa, de asta scupe spermatozoizi? Da. Sănătos. E sănătos pentru... Stați că ai gătit ceriza. Ia mă, unde pleci cu asta? A gătit ceriza? Dar nu ai obiectivul care trebuie pentru a găti ceriza. Ăsta este obiectivul.